Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, încercăm să răspundem la întrebarea dacă Pământul este gol. Această întrebare intrigantă a atras atenția liber gânditorilor, a oamenilor de știință și a unui sortiment larg de specialiști de-a lungul timpului. Cea mai veche dintre poveștile omenirii moderne poate fi găsită scrisă pe tăblițele de lut din Mesopotamia. Două tăblițe, anume Gilgamesh și coborârea lui Iștar în lumea interlopă, sunt despre aventuri între diferite tipuri de creaturi din interiorul pământului. Platon a scris despre enormele tuneluri subterane, atât largi cât și înguste, care formau interiorul pământului. Dr. Edmond Halley credea de asemenea că toate corpurile cerești sunt goale în interior și într-un discurs în fața membrilor societății regale din Londra a declarat, citez, sub crusta pământului, care are o grosime de 500 de picioare, este un gol-gol. Am încheiat citatul. Apoi a fost Leonhard Euler, 1707-1783, matematician remarcat și unul dintre fondatorii matematicii superioare, care a afirmat că, din punct de vedere matematic, Pământul trebuie să fie gol. El credea de asemenea că exista un soare central în interiorul Pământului, care a furnizat lumină naturală unei civilizații subterane splendide. Urmează capitanul John Cleves Sims, erou de război în războiul din 1812, odată ce studiile l-au făcut să creadă într-un pământ gol și a folosit cunoștințele pentru a-l convinge pe James McBride, un milionar din Miami, Ohio. James McBride și-a folosit legăturile politice cu reprezentantul Richard M. Johnson din Kentucky pentru a solicita Congresului American să financeze o expediție care să revendice pământurile din interiorul pământului pentru Statele Unite. Petiția, cu un vot de 56-46, a fost depusă. Pământul gol a fost ulterior teoretizat de William Reed în cartea sa din 1906, The Phantom of the Poles. Pe baza studiilor sale ale explorărilor arctice timpurii și a dovezilor științifice, el afirmă că Pământul nu este solid așa cum se crede, ci gol, cu deschideri la ambele capete. În rezumatul teoriei sale revoluționare, Reed afirmă: Pământul este gol, polii, atât de mult căutați, sunt fantome. Există deschideri la extremitățile nordice și sudice. În interior sunt vaste continente, oceane, munți și râuri. Viața vegetală și animală sunt evidente în această lume nouă și este probabil populat de rase necunoscute locuitorilor de pe suprafața Pământului. Marshall B. Garner a ajuns la aceleași concluzii după 20 de ani de cercetare și și-a publicat descoperirea în A Journey to the Earth's Interior sau Have the Poles Really Been Discovered în 1913, revizuită în 1920. Nu-l cunoștea pe Reed sau teoria lui în acel moment. Marshall Garner aduce argumentul că nici Frederick Cook și amiralul Perry nu au ajuns în 1908, respectiv 1909, la polul nord adevărat, deoarece, conform teoriei, acesta nu există. Marshall Garner afirmă următoarele, citez, societățile științifice care au luat în considerare afirmațiile lui Cook și Perry au concluzionat că, în niciunul dintre cazuri, nu se poate spune cu autoritate că exploratorul a ajuns la pol. Am încheiat citatul. Această controversă există și astăzi. Scriitorii de science fiction au găsit o muză în această teorie a Pământului gol. Călătoria către centrul Pământului de Jules Verne, Tarzan în miezul pământului al lui Edgar Rice Burroughs și o mulțime de alți autori și-au lăsat talentele să scape în lumea interioară. Realizatorii de film recunosc și ei o temă bună de scenariu. De asemenea, sunt acei oameni care pretind că au vizitat interiorul planetei noastre. The Smoky God este o astfel de poveste care îmi vine în minte. Un altul este Eddie Dorfa sau The End of the Earth de John Uri Lloyd, publicat în 1895.
Ray Palmer a fost unul dintre primii cercetători și reporteri pe tema OZN-urilor în anii 50 și 60. În publicațiile sale inovatoare Flying Saucers și Search Magazine, el a speculat că, deoarece OZN-urile au fost văzute pe cerul Pământului de-a lungul istoriei, ele ar putea foarte bine să fie de pe Pământul nostru. De fapt, dovezile păreau să indice că OZN-urile ar putea proveni foarte bine dintr-o lume subterană în interiorul Pământului nostru. Apoi, pe scena revistei Flying Saucers, numărul 69 din iunie 1970 și numărul 92 din Search Magazine, publicat în iulie 1970, Ray Palmer a publicat o fotografie care este încă o controversă. Următorul extras dintr-un editorial al său din revista Flying Saucers, menționat anterior, descrie cel mai bine această fotografie. Citez: pe coperta în această lună reproducem cea mai remarcabilă fotografie realizată vreodată. A fost făcută de satelitul ESSA-7 pe 23 noiembrie 1968, fotografia de la Polul Nord, lipsită de nori, în zona polară, prin urmare dezvăluie suprafața planetei. Deși în jurul zonei polare și la nord de zone precum continentul nord-american și Groenlanda și continentul asiatic, putem vedea câmpurile de gheață cu o grosime de 2 metri și jumătate, nu vedem câmpuri de gheață într-o zonă circulară mare direct la polul geografic. În schimb, vedem gaura, am încheiat citatul. Există și alte lucruri extrem de suspecte despre această fotografie. Nu doar gaura, ci întreaga emisferă vizibilă a Pământului este în lumina Soarelui, în mod clar imposibil dacă polul nu este orientat direct spre Soare. Acesta nu este desigur, ceea ce nu este cazul. În niciun moment în 1968, când a fost făcută fotografia, întreaga emisferă nordică nu a fost căldată simultan în lumina Soarelui. Și încă ceva, dacă interiorul Pământului este luminat de o bilă strălucitoare de plasmă de aproximativ 600 de mile în diametru, de ce nu vedem un disc strălucitor în loc de o gaură întunecată? Răspunsul ar putea fi că este o fotografie compusă. ESSA-7 a fost un satelit cu orbită polară, iar imaginea este în mod clar un montaj produs de NASA dintr-un număr de imagini separate pe jumătate iluminate pentru a oferi o măsură a acoperirii norilor globali. Dacă într-adevăr sunt găuri la polii Pământului, de ce nu le vedem în pozele făcute de pe sateliții NASA? Așa cum a spus Ray Palmer într-unul din articolele sale, un guvern care nu vă va spune ce știu despre OZN-uri ar păstra cu siguranță originea secretă. Apoi sunt acei cercetători care spun că unii dintre noi petrec prea mult timp privind la poli. Anumiți cercetători jură că Pământul are forma unei gogoși uriașe și că găurile de la poli oferă o intrare în ținuturile interioare. Alții spun că nu este deloc așa și că intrarea în lumea interioară poate fi obținută doar intrând într-o peșteră și descoperind tunelurile subterane. Majoritatea oamenilor care pretind că au vizitat râmurile interioare ajung acolo prin vechile puțuri de mine, peșterii și tunelurii subterane. Alții pretind că au călătorit prin vulcani întinși. Există dovezi solide care susțin toate aceste teorii. Dovezile susțin de asemenea posibilitatea altor intrări ascunse în tărâmurile interioare, în triunghiul Bermudelor și în alte zone ciudate din întreaga lume. Una dintre aceste zone de interes este în Pacificul de Nord-Vest al Statelor Unite. În această zonă s-a auzit pentru prima dată numele Flying Saucers. La 24 iunie 1947, Kenneth Arnold, un om de afaceri și pilot comercial din Boise, Idaho, zbura pe lângă muntele Rainier în Parcul Național Mount Rainier, statul Washington, când a văzut o formațiune ciudată de 9 obiecte luminoase în formă de farfurii. El a relatat această experiență neobișnuită și știrile despre obiectele misterioase numite farfurioare zburătoare au fost răspândite la nivel național. OZN-urile sunt destul de comune în zonă,
De fapt, miile de mile de pământ necălcat care alcătuiesc partea extremă de nord-vest a Americii ascund multe mistere inexplicabile. Aceasta este țara lui Bigfoot sau Sasquatch, așa cum îl numesc nativii americani locali. În legătură cu cercetarea asupra diferitelor posibilități, vă relatez următoarea poveste interesantă care a fost raportată în numărul din ianuarie 1975 al revistei Saga de B. N. Slate. Citez. În aprilie 1974, Joyce Partise, din California de Sud, a ținut un plic sigilat în mâinile ei. Fără ca ea să știe, acel plic conținea o fotografie a unei amprente Sasquatch. Doamna Partise a spus, aceste lucruri vin din spațiul cosmic. Este un război în spațiul cosmic. Prima zonă va fi Portland, Oregon. E un munte cu o gaură în el. Cineva ar trebui să investigheze acest munte pentru că e deja acolo jos. Știi chestiile alea păroase care rulează, omul maimuță? Nu este o maimuță, sunt în subteran, în contact cu spațiul cosmic și intențiile lor față de omenire sunt distrugerea totală. Acest bărbat gorilă există o civilizație de mii ca el. Ochii lor sunt extrem de sensibili la lumină din cauza faptului că sunt sub pământ. Aceste tuneluri pe care le văd fac parte din locuința lor, le-au săpat. Cred că pot ajunge chiar și în California, am încheiat citatul. Chiar la sud de granița Oregon-California, vârful înzăpezit al misteriosului munte Shasta își păstrează secretele. La nivel local există 7 despre anumiți negustori care fac afaceri în liniște pentru aur, cu bărbați ciudați, cu aspect tânăr, cu ochi albaștri pătrunzători, purtând îmbrăcăminte și încălțăminte neobișnuite, care, în mod misterios, la finalizarea afacerilor, dispar în pustie. Sunt acești consumatori misterioși din legendarul oraș subteran Telos, despre care se spune că există sub muntele Shasta, ar putea fi de fapt descendenți ai continentului pierdut Lemuria, ar putea bărbații ciudați văzuți în micile comunități din zonă să fie într-o relație apropiată cu prietenii lor subterani, orice este posibil în tărâmul subteranului. Ori de câte ori auzim despre teoria pământului gol, întrebarea inevitabilă este cum putem ajunge acolo. Desigur, primul gând atunci când căutați să pătrundeți în interiorul planetei noastre este să planificați o călătorie printr-una dintre cele două găuri la poli, care se spune că sunt situate la polii nord și sud. Probabil că aceste găuri, despre care se vorbește mult, dacă există, au fost ascunse vederii prin utilizarea unei tehnologii avansate care ne-ar împiedica să le detectăm. Ar putea fi prin utilizarea de holograme, blocaje ale minții, o curbă spațiu-timp sau metode nici măcar imaginate de cunoștințele noastre limitate. Desigur, aș putea greși. În orice caz, polul nord și sud sunt probabil cele mai bine protejate zone ale lumii. Cel mai bun drum către interiorul pământului nostru ar fi să fii invitat acolo. Există multe cazuri documentate de oameni duși în zone din interiorul planetei noastre, din păcate majoritatea duși împotriva voinței lor. O astfel de persoană a fost Kay Kiziar, care a fost răpită din casa ei și dusă în caverne magnifice de sub Fish Creek, potrivit declarației ei, din munții superstiției din Arizona. O altă persoană care a fost răpită și dusă de un OZN în lumea interioară a fost Katarina Wilson. Experiențele ei sunt acceptate ca fiind unul dintre cele mai documentate cazuri de răpire și pot fi citite în excelenta sa carte The Alien Jigsaw, publicată în 1993. În cartea sa de citit obligatoriu Alien Update, publicată în 1995, cercetătorul britanic de OZN-uri, Timothy Good, raportează despre fenomenul OZN din întreaga lume. La pagina 27 spune că m-au dus la baza lor și el povestește despre un interviu cu Carlos Manuel Mencado în Puerto Rico. Carlos Manuel Mencado a fost răpit de extraterestri numiți în mod obișnuit micuții cenușii, care l-au escortat la bordul unei farfurii zburătoare.
Apoi, povestește în cartea lui Timothy Good, citez, "Ambarcațiunea s-a urcat și am crezut că vom merge departe, dar în schimb a părut că a virat la stânga și a coborât spre Sierra Benmeja. Mi-a fost teamă că ne vom prăbuși, dar a apărut o gaură într-o depresiune în partea laterală a muntelui El Cayul și ambarcațiunea a coborât până la capăt printr-un tunel și au ieșit într-un loc mare care părea a fi ca o cavernă lungă și mare." Am încheiat citatul. Probabil cea mai bună relatare scrisă a unei călătorii prin ținuturile subterane în regatul interior a fost raportată în cartea din 1895 intitulată Etidorfa. Societăți secrete, conspirație, un ghid extraterestru ciudat, științele pământului suprimate, este greu de crezut că această carte are peste 100 de ani. Totuși, este realitate sau ficțiune? Acum câțiva ani, cercetătorul Bruce Walton a făcut câteva descoperiri uimitoare. Un bărbat care ar fi putut foarte bine să fi găsit o intrare în pământul din interiorul pământului a fost Jack Mitchell, descoperitorul peșterilor lui Mitchell, acum un parc de stat din California. Mitchell's Caverns este situat la aproximativ 35 de kilometri nord de orășelul Essex, care se află la 45 km vest de Needles, California, și 180 de km est de Barstow, California, pe ruta 66. Raportul The Cave of the Winding Stairs a fost depus de cercetătorul pământului gol, Ollie Mork. Una dintre cele mai cunoscute zone cu intrări într-unul dintre tărâmurile interioare se află fără îndoială undeva în vecinătatea muntelui Shasta din nordul Californiei. Cunoscut de mult ca locația orașului subteran Telos, muntele Shasta este cel mai bun pariu pentru căutătorii serioși. Michael Terux, directorul Borderland Sciences și scriitorul Michael P. Elsie au condus o expediție pe faimosul munte în căutarea unor răspunsuri. Descoperirile lor au fost publicate în volumul L1, numărul 4 din Borderlands, care a fost publicat în al patrulea trimestru al anului 1995. Descrierea lumii subterane o găsiți și în cartea Subterranean Climbers, apărută în 1951, scrisă de Pierre Chevalier, celebrul alpinist și speolog. Jurnalul de teren al lui Pierre Chevalier povestește despre grupurile sale de 12 ani petrecuți explorând sistemul de peșteri Trou du Glaz din Franța. Această carte nu numai că prezintă multe dintre problemele pe care le-au întâlnit acești curajoși, dar ne spune și de ce echipamente au avut nevoie pentru tot felul de situații. Acești cercetători au inventat multe dintre soluțiile de speologie și echipamentele speciale folosite de speologii profesioniști din întreaga lume. Necunoscut de majoritatea oamenilor este faptul că pe 18 noiembrie 1988, atât Senatul cât și Camera Reprezentanților din Statele Unite au adoptat legea publică 100-691, denumită în mod obișnuit Legea Federală pentru Protecția Resurselor Peșterilor din 1988. Conform unei copii a acestei legi, furnizată de cercetătorul pământului gol Tal Levesque, guvernul a decis că peșterile situate pe terenurile federale sunt o resursă naturală și trebuie protejate de oameni. Legile definesc o peșteră ca orice gol, cavitate, adâncitură sau sistem de pasaje de interconectare care apar în mod natural sub suprafața pământului sau în interiorul unei stânci sau margini și care este suficient de mare pentru a permite unei persoane să intre, indiferent dacă intrarea este sau nu creată în mod natural sau de om. Aceasta se traduce prin orice gaură în pământ, naturală sau artificială. O altă prevedere interesantă în secțiunea 5, confidențialitatea informațiilor cu privire la natura și locația peșterilor semnificative, prevede că informațiile referitoare la locația specifică a oricărei peșteri semnificative nu pot fi puse la dispoziția publicului în temeiul secțiunii 552 din titlul Codul Statelor Unite.
Legea prevede în continuare că orice persoană care, fără autorizare prealabilă a secretarului, distruge, deranjează, modifică, îndepărtează sau dăunează cu bună știință orice peșteră semnificativă sau modifică libera circulație a oricărei vieți animale sau vegetale în sau din peșterii situate pe teritoriul federal american, va fi pedepsită. Problema majoră în încercarea de a înțelege teoria pământului gol este că materialul disponibil până acum a tot fost reluat și diluat. Se pare că la fiecare 20 de ani, un nou cercetător al teoriei pământului gol, folosind lucrările lui Ray Palmer și Raymond Bernard din anii 50 și 60, încearcă să demonstreze că pământul este gol. Dacă aceasta este o posibilitate reală, atunci o privire mai atentă asupra cunoștințelor noastre de astăzi ar trebui cel puțin să aducă noi dovezi, fie sprijinul teoriei, fie în dovada pozitivă că întreaga idee este ridicolă. Pentru început, dacă sunteți cu adevărat interesați să examinați teoria, ar trebui să începeți cu următoarele cărți. Un jurnal în interiorul Pământului, apărut în 1920 de Marshall B. Garner, și Fantomele polilor, apărut în 1906 de William Reed. Cartea lui Garner se concentrează mai mult pe dovezile științifice decât pe observațiile exploratorilor arctici și de recomandat să o citiți prima dată. Cu toate acestea, cartea lui Reed este la fel de importantă pe cât acoperă toate aspectele importante ale teoriei arctice sau antarctice. Nu putem sublinia importanța citirii acestor cărți dacă doriți cu adevărat să înțelegeți semnificația deplină a teoriei pământului gol. La ora actuală există chiar o rețea mondială de cercetători care schimbă informații cu privire la toate fazele investigațiilor făcute până acum, căutând indicii care ar putea lega toate misterele pământene de teorie. De asemenea, ei examinează cine se află în spatele conspirației și explorează motivele pentru care aceste fapte adevărate sunt ascunse de popoarele lumii. O altă dovadă care indică teoria conform căreia toate corpurile cerești sunt goale este că, așa cum te aștepta cu o sferă goală, atât Pământul cât și Luna noastră sunt cunoscute că sună ca un clopot când sunt lovite cu o undă de șoc. În cartea sa Moongate Suppressed Findings of the US Space Program, apărută în 1982, inginerul nuclear și cercetătorul, scriitorul William L. Bryan, prezintă dovezi care demonstrează că Luna, așa cum ar face orice sferă goală, sună atunci când este lovită de asteroizi sau deșeuri grele din spațiu. Și asta nu este tot. Potrivit lui Bryan, dovezile furnizate de experimentele seismice Apollo indică de asemenea concluzia că Luna este goală și relativ rigidă. El mai raportează că nu se știe în mod obișnuit că Pământul prezintă același sunet sau reverberații ca și Luna. Deoarece Pământul este de 81,56 de ori mai mare și mai masiv decât Luna, este nevoie de o explozie sau undă de șoc mult mai mare pentru a genera acest efect. Joseph Goodavage a făcut și el referire la astfel de evenimente în cartea sa Astrology – The Space Age Science. El a menționat că efectul de sonerie a fost înregistrat în timpul cutremurului din Chile din 22 mai 1960. Se presupune că acesta a fost cel mai violent cutremur care a fost înregistrat de la stabilirea recordurilor mondiale oficiale în 1881. Goodavage a oferit o descriere a efectului care a fost dată la Conferința Mondială a Cutremurelor din 1961, desfășurată la Helsinki, Finlanda. Descrierea spunea că șocul a fost atât de sever încât întreaga planetă a sunat ca un clopoțel. Sunetul a continuat o perioadă considerabilă de timp într-o serie regulată de impulsuri lente, care au fost înregistrate la diferite stații seismice independente. Goodavage a mai remarcat că planeta a sunat din nou ca urmare a cutremurului din Anchorage, Alaska, din 27 martie 1964.
Pare greu de crezut că oamenii de știință au fost atât de îngroziți când au descoperit că Luna sună ca un clopoțel. La urma urmei, Pământul prezintă aceeași caracteristică. Dovadă că sunetul Lunii este cunoscut în comunitățile științifice și NASA, este prezentat în comunicările dintre Mission Control și oamenii de la bordul misiunii lunare Apollo 17 din decembrie 1972. Vă redau în continuare un scurt fragment. Pilotul modulului lunar. A existat vreo indicație pe seismometre cu privire la impact despre momentul în care am văzut o lumină intermitentă la suprafață? Capcom, așteaptă, vom verifica asta. Pilotul, poate un OZN, nu-ți face griji. Ar fi putut fi unul dintre celelalte fulgere de lumină. Capcom, Jack, doar câteva cuvinte din camera din spate pentru tine. S-ar putea să fi existat un impact în momentul în care ați sunat, dar... Deci, ar masca orice alt impact. Cercetătorul și scriitorul Don Wilson prezintă alte dovezi bine documentate care susțin teoria Pământului gol. Iată, Luna are doar 60% din densitatea Pământului. Faptul improbabil că o cantitate egală de material pământesc părea să cântărească aproape de două ori mai mult decât materia lunară a mistificat pe toată lumea. De ce diferența? Răspunsul real, au simțit unii oameni de știință, a indicat posibilitatea ca o parte sau tot interiorul lunii să fie gol. Am încheiat citatul. Apoi există un alt raport în numărul din iulie 1962 al revistei Astronautics al doctorului Gordon MacDonald, un om de știință de frunte la Nation Aeronautics and Space Administration, în care el afirmă că conform unei analize a mișcării lunii, se pare că luna este goală. Dacă datele astronomice sunt reduse, se constată că datele necesită ca interiorul lunii să fie mai puțin dens decât părțile exterioare. Într-adevăr, ar fi se pare că luna este mai mult ca o sferă goală decât o sferă omogenă. În 1959, eminentul om de știință, profesorul Iosif Shklovsky, și-a prezentat descoperirile în legătură cu lunile care înconjoară planeta Marte. După ce a cântărit cu atenție dovezile, el a ajuns la concluzia că ambele sunt goale. În timp ce unii oameni de știință ortodoxi vor recunoaște în liniște că unele corpuri pământești sunt probabil goale, ei refuză cu fermitate să accepte faptul că toate planetele și lunile sunt în mod natural goale și se grăbesc să adauge că trebuie să fie sateliți artificiali. De exemplu, Luna pare să fie o lume relativ ușoară, în contrast cu planeta Pământ. Faptul că Luna este doar cu aproximativ 60% la fel de densă ca planeta noastră a condus oamenii de știință la două teorii, că Luna nu are un miez de fier, sau că este parțial goală. Datele și calculele doctorului McDonald's indică concluzia că luna noastră este goală în interior într-o mare măsură. Deoarece majoritatea oamenilor de știință susțin că nu există o explicație naturală pentru un astfel de fenomen ciudat, concluzia inevitabilă indică faptul că luna este goală artificial. Faptele, încă o dată, susțin teoria prezentată de Garner și Reed. Toate corpurile cerești sunt goale, inclusiv Pământul. Dragii mei, atât pentru astăzi. Voi ce părere aveți? Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pe curând!